Bună ziua, dragi prieteni, și bine ați venit la Pilula Pedagogică, rubrica săptămânală a Casei Corpului Didactic din Galați. Astăzi vom vorbi puțin despre memorare și despre cele două mari tipuri de învățare care există și mă refer aici la, în primul rând, la învățarea superficială, apoi la învățarea de profunzime. Am ales să vorbesc despre aceste lucruri pentru că sunt sensibil cumva la ideile care circulă în media și în pe rețelele de socializare în ultimii ani cu privire la felul în care oamenii învață sau ar trebui să învețe. Ați putea să spuneți că un pedagog serios nu ar trebui să fie neapărat foarte atent la zona asta, mai degrabă pop, a discuțiilor despre învățare, însă eu nu cred că lucrurile stau așa, pentru că în aceste spații, în aceste forumuri, există foarte mulți profesori, iar învățarea, actul pedagogic, este un tip de practică care poate fi influențată în moduri subtile sau în moduri mai radicale de concepțiile pe care le au atât profesorii, cât și elevii și părinții. Pe scurt, e nevoie să memorăm sau nu? Auzim foarte des ideea că memorarea a devenit desuetă, că accesul la informații a devenit foarte facil și că din pricina aceasta, memorarea e un proces vetust care nu își mai are rostul în lumea noastră hiper informatizată și până la urmă extrem de accesibilă. Aș vrea să spun că lucrurile sunt mult mai complicate decât atât, deși sigur o doză de plauzibil există în această observație. Însă discuția aceasta e departe de a fi recentă. Originile ei se găsesc, dacă vreți, în filozofia greacă, acolo unde Platon discută, Phaidon și în alte dialoguri discută pe larg chestiunea aceasta a scrisului și a raportului care există între scris și memorie. Platon observa mii de ani în urmă faptul că scrisul, adică o tehnologie care înstrăinează informația de memoria psihică, poate sta la baza unor forme foarte parșive și perverse, dacă vreți, de uitare. Și sigur că lucrurile au continuat să evolueze în sensul ăsta, iar astăzi, când avem dispozitive mult mai variate și mai performante pentru stocarea informației, astăzi, când am ajuns la ceea ce filozofii numesc extended cognition și extended memory, memorie și cogniție extinsă, ne putem pune cu rost întrebarea ce anume pierdem atunci când câștigăm astfel de posibilități. Sigur că din punct de vedere strict neurologic și psihologic, e absurd să crezi că întregul sistem cognitiv uman, arhitectura noastră cognitivă, ar putea funcționa în afara sau fără informație memorată. Nu se poate întâmpla așa ceva, pentru simplu motiv că întregul nostru sistem de cunoaștere a lumii și de cunoaștere a propriei ființe, a propriului organism, se bazează pe procesare de informație, pe felul în care informația este relaționată cu informația veche, astfel încât să obținem modalități de acțiune, modalități de cogniție, tipare din ce în ce mai nuanțate, din ce în ce mai performante. Cu alte cuvinte, ca să fiu ceva mai concret și mai intuitiv, nu vei avea o cogniție mai profundă, eliminând partea amnezică, sub nicio formă. Dimpotrivă, cunoașterea profundă, cunoașterea de adâncime, este o cunoaștere care depinde în mod critic de lucrurile pe care le știi. Din punctul meu de vedere, nu există cunoștințe inutile. Cine ar fi crezut că va deveni atât de critic necesar, atât de imperios necesar să înțelegem felul în care funcționează ribozomii, de pildă, sau ARN-ul mesager. Și iată cum o bucățică de informație care ar fi putut să pară extrem de nișată cu 2 ani în urmă,
astăzi poate determina comportamente care să aibă ca efect, știu eu, care să aibă efecte cât se poate de concrete și de radicale. Sigur că unele informații sunt mai utile decât altele, iar discuția aceasta este foarte veche, însă cu greu aș putea spune că există informații care să fie strict o sensul absolut inutile. Nu se întâmplă așa, pentru că toate informațiile pe care le dobândim, citind, ascultând, expunându-ne la toate fluxurile acestea de informație care vin spre noi, toate aceste informații formează un soi de materie de lucru, un soi de aluat pe care sistemul nostru cognitiv îl exploatează. Însă, dacă e să vorbim de reproșuri plauzibile care pot fi aduse felului în care se petrece învățarea de multe ori în sălile noastre de clasă, atunci eu aș spune că reproșul corect care se poate face nu e faptul că profesorii cer elevilor să memoreze anumite lucruri, ci că se opresc aici. A cere unui elev să memoreze anumite informații și a recompensa cu notă mare sau poate chiar cu notă maximă simpla memorare de informații este într-adevăr o greșeală pedagogică și o, până la urmă, formă de impostură. Un elev care memorează un comentariu literar ca să-l reproducă după aceea la un examen ca și cum ar fi al lui, comite de fapt un act de impostură, pentru că el însuși nu este autorul acelui produs, ci este doar un suport, ne zic dacă vreți, pentru ceva ce a gândit altcineva. Doar memorarea informațiilor, adică pasul 1 al procesului de învățare, învățarea de suprafață, învățarea superficială a informației, e o etapă necesară în evoluția învățării, însă învățarea cu adevărat durabilă este învățarea de adâncime. Cu alte cuvinte, arta pedagogului este tocmai aceea de a forma la elev în timp deprinderile și abilitățile care să-i permită acestuia să proceseze, să relaționeze informația nouă cu cea veche, să desprindă din informația nouă tipare cât mai nuanțate, cât mai coerente și cât mai complexe de înțelegere a realității. Cu alte cuvinte, nu aici e problema, în faptul că memorăm anumite lucruri. Problema este în faptul că suntem de multe ori incapabili și elevii noștri reușesc să fie la fel, de a conecta, de a lega aceste informații pe care le aflăm cu informațiile vechi. Suntem incapabili să descoperim relevanța lor în viața noastră, relevanță care e tot timpul la îndemână și care, atenție, nu e o caracteristică externă a informației pe care noi să o descoperim pur și simplu. Relevanța e o construcție intelectuală. Mintea este cea care face pasul de la informație inertă la schema activă prin care omul interacționează cu lumea în același timp în care înțelege lumea. Cunoștințele nu sunt niște scule care pot fi așezate pur și simplu într-o trusă de scule și utilizate în funcție de context. E o analogie greșită, deși aparent intuitivă și mult circulată. Cei care înțeleg superficial procesele neuropsihice care stau la baza învățării au deseori tendința de a credita această teorie a cutiei de scule, cum o numesc eu, considerând că informația este un element pe care îl scoți pur și simplu din tolbă atunci când întâlnești o situație care cere elementul respectiv. Nici vorbă. Informațiile nu stau vreodată în mintea noastră precum uneltele într-o trusă de scule. Informațiile, de fapt, sunt în permanență engrame, sunt în permanență rețele online, cum spunea Antonio Damasio, prin care este mediat contactul nostru cu realitatea. Așadar, dacă elevii noștri care învață, care acumulează informație, nu sunt deprinși să folosească informația aceea într-un mod plauzibil,
și autocritic, da? Din punct de vedere intelectual, atunci apare acest fenomen pe care îl vedem peste tot în jur, acest sentiment de irelevanță a lucrurilor pe care le învățăm. Într-adevăr, informația e disponibilă. Și da, sunt de acord că rolul nostru fundamental nu este cel de livratori de informație. Putem fi și asta, putem fi și ghizi pentru elevii noștri în detectarea informațiilor relevante. Însă, mai degrabă, arta noastră stă în a ne antrena și ne-a învăța elevii să construiască legături și să construiască tipare relevante în permanență, să pună la lucru informația aceea pe care noi le o livrăm. Vă mulțumesc și vă aștept săptămâna viitoare. La revedere!